Te-ai întrebat vreodată ce implică să faci lucruri simple, cum ar fi să duci un pahar cu apă la gură fără să-l verși? Chiar și în cazul unui gest atât de simplu, nu este suficient ca o simplă comandă să fie dată de către creierul tău către mână. Pentru a-l realiza, se pune în mișcare un mecanism extrem de complex în care există câteva piese cu rol fundamental. Cortexul motor, situat în regiunea posterioară a lobului tău frontal, este locul unde se naște decizia ta de a face mișcarea. Neuronii din cortexul frontal trimit impulsuri prin intermediul axonilor pentru activarea cortexului motor. Folosindu-se de informațiile aduse de către cortexul vizual, cortexul motor planifică ruta ideală pe care mâna ta trebuie să o urmeze pentru a ajunge la pahar. O altă piesă importantă în acest puzzle este reprezentată de ganglionii bazali, care sunt structuri neuronale alcătuite din grupuri de celule nervoase puternic interconectate. Cortexul motor cere ajutorul ganglionilor bazali, precum și a cerebelului, care determină inițierea și coordonarea activităților tale musculare. Cerebelul primește o serie întreagă de informații despre mișcarea dorită de la nivelul cortexului senzorial și motor, apoi retrimite informații cortexului motor cu privire la direcția, forța și durata mișcării. Apoi, axonii neuronilor din cortexul vizual primar coboară la nivelul coloanei vertebrale, unde fac ultimul schimb de informații cu neuronii motori din măduva spinării. Aceștia sunt conectați direct cu musculatura ta și determină contracția ei. Astfel, prin contracția mușchilor se produce deplasarea oaselor mâinii tale, ceea ce conduce la prinderea și ridicarea paharului. Apoi, cerebelul tău acționează ca un controlor de trafic aerian, care strânge toate informațiile legate de poziția mâinii, a gurii, viteza de deplasare a segmentelor implicate, precum și potențiale obstacole pe traseul mișcării, astfel încât să poată asigura o aterizare lină a cănii pe vârful buzelor tale. Și când te gândești că acesta este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le faci în fiecare zi,